Sărutare, bine ați venit la un nou episod pe server, sunt de pe server Wanted pe România Rol, pe vă aștept și pe voi. Astăzi o să fie un episod mai special, suntem acolo cu toți băieții. O să vedeți ce facem în episodul de astăzi, deci să nu uitați de butonul de like, subscribe. Hai să mergem să le dăm pe pe și o să vedeți. Salut, salut! Ne auzim? Da, da. Bun, deci fii atent. Azi o să mergem, știi ce trebuie să facem asta, nu? Da, ce? Da, astăzi trebuie să mergem la sindicat. Avem o mare ședință cu toți liderii și trebuie să păziți obiectivul în care o să stea toți membrii, așa că vreau să fiți foarte echipați și să vă luați pozițiile fiecare pentru a nu avea probleme. În caz că vine poliția, în caz că, nu știu, suntem atacați, va trebui să aveți armele după voi. Și Happy, tu, ca un mare coordonator ce ești, ai o mare răspundere să ai grijă de această echipă și te rog foarte mult să-i pui la punct în cazul în care vreunul dintre ei nu sunt echipați, să știm să-i penalizăm. Păi nu, că de acum o să-și iei armurile pe fiecare, sau să mai luăm încă o mașină, șeful va veni cu omului personal și ne ducem acolo. Veniți după mine fiecare, hai, îmbrăcați-vă, fiecare repede. Dați și mie armură. Mereți acolo să vede. Aici. Haideți în mașini. Unul numai. Unul să scoată mașinile. Și vă explic eu acolo ce aveți de făcut. Mamă, băi băieți, deci ați auzit ce trebuie să face, nu? Nu mașina de asta, mă. Băi, nu mașina de asta, mă. De cealaltă. Haideți în mașini. Bună ziua, domnule. Bună ziua, șef. În mașini, băieți? În mașini? Vreți șampanie, ceva, domnule? Servez de aici, am. Din păcate n-a putut să vină fata, că era cu altcineva. Nu e problemă, știi ceva? E greu. Aulă, mulțumesc, domn. Hai, bro, hai. Așa. Bun, veniți după mine. Șeful va veni la mijloc, să țineți minte. Eu pornesc el la mijloc și celălalt în spate. Deci hai că începem, guys. Am fost odată la Gagici și acolo m-am... Am înțeles. Și? Fără neveste și vor să se despre. Deci fii atent, acum mergem frumos, îi adunăm pe băieți, pe toți. Și începem frumos, știi? Băi, suntem un pic mai... trebuie să fim un pic cum am fost dincolo, că... Aha. Aoleu, altfel nu se poate. Altfel nu se poate. Eu am înțeles, era să și pic. Am încercat și eu să fiu mai serios, dar nu se poate. În fine. Băi, deci, nu știu, e o chestie un pic cam, chiar mare importanță până la urmă. Deci, hai să mergem să-i parcăm pe băieți în spate, aici. Așa. Sunt să o deschid ușa. Hai că o să închidem, hai, dă-te jos. Bun. Parchează. Parchează, mă, mașina. Ia aici. Vezi că lângă bancă, în partea aia, trebuie să fie o parcare. Da, da, domnul. Colonia și te chemi când iese să mă iei, știi ce zic? Da, da. Hai, parchează, mă. Da, da. Hai. Acolo lângă mine, hai. Bun, vă adunați fiecare, veniți după mine. Vreau acolo unde v-ați dus două persoane. Și în față, haideți în față, două persoane cu mine în față încă. Restul? Cât sunteți aici? Sunteți trei aici, fii atent. Doi o să rămână la ușa asta, doi cu mine la intrare, unul se va plimba, roată. De preferat, Marius e pe aici? Marius
vine acum, din ce am înțeles. Ma, da, o să vin în oraș. Bun, George? L-am uitat la casă, vine și el imediat. Am înțeles, 10 trebuie să vină în fața amândoi. 1, am înțeles, 1, fii atent. Dă-le cu pălărie, hai după mine. Eu? Da, deci fii atent, celălalt 2, când găsesc pe cineva, ne anunțați repede pe cască. Eu aveam da. Twitch-a stabilit de la... Nu intre nimeni pe partea din spate, totul nu va intra okay. Pe cea din față. Haideți. Hai, țop, țop, hai. Hai să mergem să adunăm pe băieți, mă rog să adunăm, să stăm pe aici. Care ești? Hai, noroc, colegul. Salut. Ați luat și voi armuri de la sediu, să-mi dați și da, mie? Da, da, da. Marius, hai după mine. Haideți, mă, după mine. Care, care? După mine, după mine. Bun, deci fii atent. Două persoane o să fie aici la intrare. Marius, de preferat, și George. Cine are din partea cealaltă? La sperie aici? Da, da. Acolo la intrare o să stați, o să-i un pic, o să verificați pe oameni. Oare cu pălărie, hai după mine. Oare cu pălărie, hai după mine. Fii atent, când au intrat băieții, tu vii frumos. Îi întreb dacă doresc o cafea, un, ceva, un serviciu. Dar ce sunt colegul eu, servitor? Nu tu, nu tu, nu tu, tu stai acolo lângă mine. Am înțeles. Tu asta cu pălărie stai acolo. Asta cu pălărie. Fii atent, la ușă ar trebui să le tirem alea, nu aici. Păi nu mă, dar stai aici la intrare, unde vrei să pun pe la ușa? Păi normal eu, aici. Eu îi văd aici. A, am înțeles, să stea aici doi și... Asta că știu ce vreau să fac, eu o să fie doi acolo, frumos, și eu o să stau aici, știi? Și nu o să treacă nimeni dacă nu zic. Deci aia care vin, cei de la intrare zic, mergeți mai în față. Da, da. Ne auzim? Alo? Da, mă, ne auzim. No, bun. Cât sunt în spate? Sunt doi în spate, sau? Mă auzi, Happy, aici? Da. A, stai că vorbeam pe Discord, fii atent. Deci doi care stau acolo, o să zică că, băi... Știu, știu ce trebuie să zică șeful, știu și ce înseamnă Discord. Da, da, da. I-am pus pe doi, aici e frumos unul când intră, dacă se servească cu un cola, ceva, o cafea, și doi în spate. Ia mai că mult, da, nu mai fac nimic, ia, aștept să văd ce faceți. Și tu, tu e șeful, tu, tu de sus, ia un loc. Am noi... iau un loc, în terminat îmi zice să arunc și eu un ochi de curiozitate. Mă, stai tu, când tu mergi acolo și faci tu treaba pe care o ai. Să le iau armele aici, nu? Îi pun să lase armele aici. Lasă acolo cu arme cu tot. Că dacă în caz de ceva... Intră cu tot cu arme? Da, da. Da, mă, da, o voi cu arme. E periculos, e trec. Periculos. Nu, no, bun, tu te duci acolo, frumos, încă unul. Celalalt, care ești ăsta? A, ăsta cred că șeful, ăsta, Chelu. Salut, da, da, eu sunt, ești. Nu înțeles, unde e la cuplărie? Eu. Eu care? Uite, uite-l sus aici. A, tu, tu fii atent, Chelu, să tu stai lângă mine, în poziție de bodyguard. Și cu ăla în mână. Eu? Știi ce zic, da, Iliasu. Bulan. Așa. Te pui în fața mea aici. Aici? Da, și eu să stau frumos aici. Când, vă zic eu, când se aud în pușcătură sau ceva, voi acționați. Să le spun și la ceilalți. Nu intre nimeni fără acordul meu. Deci, atâta să știți. Vă îl păziți pe șeful ca pe dracu. Ca de dracu, mă rog. Păi de-aia ziceam că dacă urcă ăștia la alții cu arme după ei, o să fie greu de protejat. Sta, acolo, liniște că nu... O să fie doar el singur. E, o să fie cu ceilalți împreună, nu... Aici nu, nu se împușcă nimeni. Băi, nu oamenii trebuie protejați, clădirea trebuie protejată, m-ați înțeles? Eu pot să iau aici un calendar, calendar, hai,
O să, o să văd ceva acolo, hârtie pe unde scriși oamenii și o să întreb. Aștept nu o să vină. Hai în față, hai în față. Deci fii atent, primii doi oameni au venit, guys. De aici se va face ceva. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Aș dori numele vostru și codul, dacă se poate. Doar codul. Lider sindicat, frate. Ok, sunteți pe lista. Puteți pleca. Aș, apropo, aș dori să vorbesc cu unul dintre voi. Da. Cu gențile alea, sper că n-aveți ceva... Avem toate actele necesare. A, nu mă refer că nu, ceva mai bum, știi ce zic? Nu, nu avem nimic. Ok. Acolo, pe sus, se urcă, doamne, da. Pe toți care vin prin partea asta să-i trimiteți la recepție, vă rog frumos. Da. Domnul, cum te cheamă? Nu. Următorul. Eu. Dacă ai ceva spune, cu cititură frumos să le ia... Ce pot? Okay. Stați așa, nu prea găsesc. Aș dori să spun momente de față, dacă nu o să rog un colegul meu să te invite afară. Dacă știi ce zic. Gata, domne, gata, l-am găsit. Spune. E 6491948415266. Afară cu el. De ce? Afară. Trebuie să atât toți oamenii care ne... Rămân doar lideri aici. Afară cu domnul în costum. Eu sunt lider, domne, aici. Veniți cu mine, domnul. Afară? Da, da. Care-i mă asta? Unde e codul? Trageți un pic din stradă, dar nu treceți încă. Ce, mă? Unde e codul? Sali Giuseppe. Codul nu l-a spus. Codul. Te rog să aștepți un pic aici la intrare. Ce mafie ești? Verificați-mă în baza de date acolo. Ce zi mafia? Sicilian. Și codul? Te-a întrebat de 3 ori. Sicilian. S-ar putea să fie anunțat că vine cu liderul și să nu fi fost anunțat de codul. Să-l spun? Spune. Așteptați, vă rog. Așteptați, vă rog. A fost un scan, ne-am certat așa eu și el și a trebuit să vin eu. Eu văd pe hârtie ta că hăptu e scris acolo. Cum facem? Păi domnul, eu... vă rog frumos să ascundeți sau să lăsați în mașină toate armele. Ok, eu... bun. Poți să te duci. Să... Pe unde urc? Sau... Hai, să-ți arăt. Hai, domnul. Domnul. Uite pe aici. Hai, unde hai las jucările? Uite acolo. Le las acolo. Acolo te zice domnul. Happy. Păi după cine vine? Păi, după doamna aia, îți ziceam. Nu, doamne, doamne, stați două secunde, stați două secunde. Acum, doamna. Ce trebuie să lăsați, doamna? Auziți? Vă dau acum. Domnule, vă rog frumos, veniți aici cu mine la colț, spuneți, vă rog frumos. Pune-le acolo, pune-le acolo. Gata, le-am aruncat aici. Bine, domnule, urcați pe scări sus. Nu, stați așa, ci doar liderii au voie să intre aici. Domnilor. Doar liderii. Sau co-lideri. Doar liderii să fie aici, dacă nu sunteți lideri... Deci, vă rog, unde merg, domne? Vă rog frumos, trei din dumneavoastră să părăsați... Domnul, unde e, mă duc? Nu știu, domnule. Așteptați aici la recepție, că o să fiți chemat, vă rog eu. Două secunde, vă rog să așteptați. A devenit, a venit. Așteaptă doar liderul, ceilalți... care au venit să facă curcătură. Trebuie să mă pun și eu aici. Colegii, hai să luăm ceva de băut. Plecați acolo, că este o doamnă care se băut. Vino aici cu mașina aia să parchezi. Bun, următorul să vină. Care vreți de băut ceva, vă rog frumos să veniți aici. Următorul. Să vă puneți o cafea. Vii la mine, vii la mine. Cel de la birou. Domnilor, vă rog frumos, dacă nu sunteți lideri, să părăsiți. Avem aici la tot. Ok, spune numele tău. Domnule, nu mai vorbesc tot. Mă scuzați, domnilor. Deci, apuneți la Coca-Cola. Un whisky. Numele, dacă te rog. Aolo, aolo, aolo. Imediat se rezolvă. Aolo. Cum e vorbit sau?
Ok, poți să te duci. Următorul poate veni. Ce vă rog frumos, liderul, următorul, să mine. Următorul. Acum, pe unde au domnișoară, dragă? Vă rog frumos, liderul, să vină după mine. Următorul, liderul, să intre. Eu, domne, sau cine? Da, domnule, de pe de la dubă. Că au venit primii, domnii cu tuba. Bună ziua, am venit și eu în legătură cu... Două secunde vă rog să așteptați, pentru că avem ceva întârziere. Da, vreau să se facă puțin aniște, să nu se mai purle așa de loc, mă deranjează. Nu se urlă, domnul nimeni, vă rog frumos să așteptați la mașină și intrăm imediat. La care mașină? Unde e domnul de ați venit? Se întârzie puțin, au apărut întârzieri, din păcate. Nu mă mai duc la mașina mea acolo, stau, uite aici. Uite acolo, e perfect. Domnul Cutuba? Liderul, vine după mine, vă rog frumos. Uite, șef. Mulțumesc. Haideți, vă rog. Mergeți cu colegul meu la recepție, acolo vă va ajuta acolo cu urmările. Recepție. Bună ziua. Ce se întâmplă, domnule? Numele. La dentist, apar și întârzie. Poftim? M-a fi culata. E trecut în alt... E cu aici, domnul în galben, este următorul. Urmează domnul cu merțanul din spate. E trecut alt om pe aici. Vă rog frumos, puteți parca mașinile acolo în spate, la parcarea de acolo? Da, da. Ia că bag eu pula! Veniți aici, poșiți. În locul tău. Să-mi spuneți cine aici. Nu știu, probabil șeful tău. Probabil știi cum îl cheamă pe șeful tău. Eu sunt șeful, la... Mafia. Deci cum ai zis încă o dată, mafia? Asta nu mă știu. Păi, domnul, nu știi? Domnul, e riscant să stai cu solul mână până fără asta, cod nu se multă lume. Fără cod nu se intră. Pentru că trebuie frumos să te uiți, nu știu, ai pe telefon pe undeva, uite-te acum, acolo. Acum, imediat. Uite-te. Ai la dispoziție cel puțin 2 minute. Colegul ne așteaptă oamenii aici în stradă. Bă, dar mai stau multă dată, că mă urc mașină și am plecat. Răbdare, vă rog frumos. Ai răbdare. Chemați-i pe toți înăuntru. Te rog, chemați pe toți înăuntru. Da, unul, te rog frumos. Te rog, să intri cu pe mine. Hai. Stai adoi, așa, nu încă, nu încă că terminat. Adoi pe rând, adoi pe rând înăuntru, să stai unul în spatele fiecare. Te rog, stai lângă colegul meu aici. Intră înăuntru, stai lângă colegul meu. Intră înăuntru și stai lângă mine. Bun. Domnul, spune. Am să păstrez din față decent. Am găsit și codul. Vă rog frumos să nu mai vorbiți niciuna. Spune. Avem pe domnul, nu? Hai. Bună ziua. Domnul Galben, te rog frumos. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Numele. Numele. Vreau să-mi... Okay. Hey. Următorul. Da, Galben. Păi, tăs mai așa. Domnul, vă rog frumos, treceți după mine. Eu nu mă dau jos, să începem. Să sunt îmbrăcat. Ceva nu e închis dacă nu stai jos la gură. Nu, că poate dacă iau corona. Las că nu e nicio corona. Să stai jos la gură. Colegi, avem probleme? Merge, merge sus. Domnul, unde? Bă, eu am pus masca la gură. Aolo. Oh, gata, calmați-vă aici. Bun, numele. Cum ai zis? Merg eu afară, colegul. Să păzesc cu ușa asta, ok, colegii? Poftim? Mafio. Ok. Și poți să te duci. Apropo, te va controla un... Hai, cum mai încerc cu limba șola. Răbdare, domn. Te va controla un curent de mână. Aici pentru că e frig. Bun. Domne, vreau să-mi pun masca! Lasă cu... Deci cred că avem nevoie de... Pe față roșu. Eu așa sunt îmbrăcat, așa sunt îmbrăcat, așa stau. Nu ți-o pui, îți dai masca jos sau te dau afară. Credeți că
vor fi probleme? Colegii? Nu, mă, hai, du-te odată sus, dacă te mai prind că comentezi odată, nu-ți va fi bine, hai. Bun, următorul. Ok, poți să urc sus? Următorul. Doamne, mă ales. Poți să urc sus, că jos, n-ai cum. Bună ziua. Numele. Scare în sus, doamnă. Nu, stai un pic, că mai faci cine... Poți să-mi dești mafă, te rog frumos? Bună seara, domnule. Mafia. Iacuza. Codul. Corect. Poftim? Corect. Ok, vă rog frumos un coleg să o scoateți pe ăsta afară acum. Doamne, dar ce mi-ai scris? Mine. Afară. După mine. Dați-l afară. Atât să sun sau? Haideți, domnule. Hai că mă ocup eu de asta, colegii. Nu spui rău dacă... Cu cine trebuie să vorbesc pentru intrare? Unde mergeți, domnule? Așteptați până când... Haideți, domnule, mergeți la mașina dumneavoastră și plecați. Următorul... Vino aici, te rog, și spune domne. Unde merge tu. Așa. Cu domnul de aici sau cu care? Haideți, haide aici la... Acolo, în față, la recepție. În față, la recepție. Dar nu mai urlați, domnule, că... Coleg, uite-te un pic, dai că mă duc până afară. Bună ziua. Nu, tu, okay, okay, okay. Du-te un pic înăuntru. Numele. Așa. Uite pe acolo. Următorul. Bă, ce-a fost tot momentan? Te văd la intrare. Am uitat puțin în telefon. Sunt șoferii, domnule, sunt șoferii. Următorul. Domnul, m-am uitat în telefon, poți să... Spune-le la șofer să... Ia, hai, intră să vedem. Spune-le la șofer care sunt... Domnul, happy. Care sunt șoferii. Vă rog frumos să aștepte mașina. Uite, domnul ăsta s-a mai uitat un pic pe telefon. Ok, spune-mi... Par negru. Numele. Pablo Escobar. Ok. Să mută mașina în parcare. Mafia. Vă rog frumos colegul să-l verifice înainte să intre, dacă are ceva suspect să-l pui în cutie. Nu, haideți după mine, nu prea... domnilor, da, domnule. În sala de conferință. Vă ajut cu ceva, domnul? Bună ziua, domnule. Bună ziua, vă ajut cu ceva? Bună ziua, domnule. Da, bine, cred că... Haideți la intrare. Aolou, ce are ăsta la el? Aolou, aolou, ia mă rog. Asta e, iau cutie și pune-le acolo, să nu să nu ne trezim cu surpriză, surpriză. Este foarte aglomerat, așa că o să vă rog să aveți puțină răbdare până intrăm. Mulțumim frumos. Ia, te rog frumos, stai așa o secundă, să mă duc să iau cutie, revin. Du-te. Nu mă scuzați că așa, doar că am înțeles ce codul greșit, domnul. Nu e problemă, vei fi supravegat oricum. Pune armele, pune toate armele înăuntru. Ia sper, domnul, să deschide aici. Vreau să vă anunț că nu se intră cu arme, așa că dacă aveți ceva, să lăsați în mașină. Acum o să las în mașină. Mi-a scăpat un pistol în butonar. Așa. Da, și după aia mă uit în geantă să văd dacă nu mai e nimic. Domne, uitați. Colegul de la recepție, să notezi acolo toți cei care nu au venit, ca să se știe, ok? Mm-hmm. Bine. Nu știe pula mea. Așa poate să nu mai înjulați. Și sfertul academic, da? Pentru întârziere. Încă un sfert de oră și asta a fost. Le-ai pus pe toate? Da, domnul, stați că am uitat. Da, bine. Bun, dacă l-a pus pe toate... Puteți să așteptă să ieși înăuntru dacă este frig afară? Intrați pe mine, vă rog. În drum oamenii să urce pe sper. Da, că mai are. Aolo, dar grei cutia asta. Puteți după mine, vă rog, și luați un loc aici. Stai așa, că mă duc să o pun în spate. Aolo! Dă-te acolo, ok. Poți să-l urmez pe colegul meu. Următorul. Haide. Călmeastă, numele. Ok.
Mafia. Nu se duce. Ia, dar stai așa, să vă ce acolo în geantă. Ia, stai așa. Da, da, domnule, am un pistol, așa, dați puțin. Următorul, haideți. Pune-te cu spatele la mine. Da, domnule, am deschis în geantă. Da, domnule, stați așa, rămâne cu așa. Numele. Ok, codul. Dacă domnul, vă rog frumos să, să lăsați pistolul ăla, să-l aruncați la gunoi, haideți după mine să-l... Nu la domnule la gunoi, dacă e, îl predau și îl iau înapoi când mă duc. Da. Le luați după ce vă întoarceți. Așa, domnule. Câte persoane mai sunt de venit, domnule? Cam din câte am înțeles, n-a venit un domn, acum nu-i vă spun. Avem pe cineva coleg aici. Zici să vină. Te rog, vă rog frumos să puneți armele în cutie. Pistolul acela. Gata, domnule. Bună ziua. Așa. Numele. Bun, poți să te duci sus, te va verifica înainte un coleg de-a meu dacă ai ceva... Da, mi-a lăsat pistolul, o mașină. Da, te va controla pentru orice eventualitate. Colegul, dă-te de pe el. Colegul? Băi, ăla cu șapcă, dă-te după celălalt. Așa, domnul, pe scări în sus. Nu vadă. Colegul? Colegu. Colegu. Da? Vezi că ai pe ultimul domn acolo de verificat. Numele lui e domnul Alexandru. Du-te sus, e sus, e sus. Domnul e Alexandru, sus? Da. Din Balas. Balas Family. Azi că și-a lăsat pistolul, dar du-te verifică-l de la Arme Albe. Colegul? Așa, trimis domnul de jos, m-a trimis domnul... Afară toată lumea, colegii pe cască, afară. Vă rog să puneți toate armele aia, că văd că le da, aveți da. Băgate cu țeava în chiluți. Da, nu știu cum le-ați văzut dumneavoastră, nu mai puteți. Domnul, v-am tras jacheta de acolo și am văzut. Da, domnule, știu. Ia spune. Da. Aș ruga după ce a terminat colegul meu să vină afară. Poftim? Aș ruga să transmiteți la colegul meu după ce a terminat acolo să vină afară. Gata, colegul, am terminat. L-am percheziționat, nu și-a pus tot astea. Afară. Tot lumea afară. Avea un nu contează, nu mai vorbi, afară. Vorbim afară. Da, da. Te rog frumos închis, auzi? Da. Închide ușa, stai aici la intrare. Celălalt sunt păzi zona. Andif. Andif, totul Andif. Bun. În păzi zona, repede luați-vă numai bâta. Deci fiți atenți băieți, acum după ce s-a terminat acest sindicat, șeful ne-a chemat la sediu, ca să putem vorbi un pic. Și pe aici suntem toți, plus șefului și plus șoferului personal, nu? Gata șeful, ia spune ce vreți să ne zici. Bă băieți, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor că ați apărat astăzi sediu și locația unde s-a ținut sindicatului. Probabil că săptămâna viitoare o să fie altă locație, nu știm încă sigur. Ideea este că am fost solicitat și de acum încolo, într-un fel, avem un contract cu sindicatul pentru a le apăra de fiecare dată ședința. Mamă, ți-a zis băieți, nu? Am fost foarte lăudați, toți au fost foarte mulțumiți de noi. Și pentru toate serviciile pe care le-am prestat astăzi, deși putea să fie mult mai bune,
despre voi ați cam exagerat puțin. Am primit o sumă de bani pe care aș vrea sincer să o împart cu voi ca o primă și ca o... Ce sumă de bani este vorba, oare? Un cadou. Un cadou care să vă motiveze să fiți mai buni pe viitor. Încurajare? Sau cavou. Vreau să vă anunț oficial că în această seară o să facem o promovare. Maule. Cine, unde este Happy? Păi sunt. Aici, ridic mâinile sus. Deci de acum încolo, Happy o să fie coordonatorul operațiunii de apărare a sediului și a ședinței sindicatului. Mamă. Da? Vreau să-l aplaudați și să fie oficială treaba asta, să știi. Bravo. Că o să o anunț peste tot. Nu mă așteptam asta. În cazul în care Happy nu este, și chiar dacă este, Marius va fi coordonator secundar. Ați înțeles? Deci dacă cumva Happy nu este, o să-i țină cu siguranță locul Marius. Bravo! De Marius am fost foarte mândru și mulțumit. Nu mai puțin sau mai mult decât toți ceilalți. Ați fost foarte ok și vă mulțumesc tuturor. Da, mai avem cumva un pic de discutat despre încă câțiva care... Asta este treaba ta și a lui Marius, nu vreau să aud eu problemele astea, chiar vreau să le rezolvați voi pe astea, da? Ai toată puterea din partea mea și chiar nu vreau să aud problemele, vreau să aud decât realizările și lucrurile bune despre echipă. Da, vreau să zic, da, mersi frumos pentru tot. No homo. Oricând. Și mai vreau să vă anunț ceva oficial. Deci vrei să-ți bric pula. De astăzi va fi șoferul nostru oficial. Iuhuu! Sunt aici. Bine, mă! Și îl putem aduce oricând alături de noi în echipă, dacă știi ce zic. Bun, bun, bun. Păi mâine am nevoie să mă duc până Hawaii. Exact. Da, da, domnul, mersi mult. Este posibil ca la un moment dat să fim solicitați de către cei din sindicat să luăm de pe aeroport diferite persoane importante și să putea să trimitem chiar pe el. Am înțeles, nu-i bea că mergem și pe el și pe că eu sunt cel mai bun șofer din lume. Evident, fiind doar șofer, 007. Va avea nevoie de serviciile voastre să-i oferiți și lui pază. Da? Desigur. Bun, o să trec pe la fiecare acum dintre voi și o să vă dau o parte din... Începe de la șofer, dacă... Domnul șofer, vă rog, vă intru. Deci, băi, băieți... Oricum să păstrezi șeful și tu o părticică pentru pătășa din seara asta ca să sărbătorim. Deci, ne trebuie șampanie, ne trebuie whisky, ne trebuie fete, nu? Zăpadă, dacă mă înțelegi. Așa, și rachiu. Și vin. Aole, mersi mult, domnul. Deci, băi, muzică, DJ, avem nevoie de mai multe în seara asta. Care toată faza. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Acum așteptăm banii. Am luat up la grad. Felicitări mie și vă aștept la un nou episod. Sunt pe serverul Ruanta România, vă aștept și pe voi, aveți Discord acolo sus. Trebuie să lucrăm oricum cu sine. Hai că acum e în de partea noastră. Mamă, început ploaia. Iarăși. Da. Asta din păcate. Mi-am pierdut șapca, dragul. Mamă. Băieții, vreau să vă zic doar atâta. Așa se fac banii curați. Da, da. 50.000, băi. Nu mi-ai zis nimic. Respect, peace. Seară faină. Aoleu, ce fericit sunt. Aoleu, pe ăla. Mult.